Bună dimineața! Suntem la floarea asemănată în util și spre bucuria noastră. Doar ce am luat 50 de litri de apă după o lună de temperaturi cu 40 de grade. Nu exagerez, chiar a fost o lună cu temperaturi de 40 de grade, în care absolut tot câmpul s-a uscat, mai puțin ce am avut semănat în util. Și cam așa arată acum. Bine, nici asta nu e 100% și toată neuscată, neafectată. Apa asta, sincer să fiu, sper că îi face bine la data asta, că nu prea văd de ce nu i-ar face. Acum nu știu la ce producție să mă aștept eu de aici, având în vedere că avem densitate destul de mică. Dar totuși eu sper să fac undeva la o tonă, o tonă jumate. Și uite, după cum vedeți, din cauza căldurii, mijlocul a rămas sec. N-a polenizat toată. Din păcate. Așa că ca înălțime e ok, sunt pălării destul de multe, încă mai are frunze verzi, poate totuși apa asta de 50 de litri o mai ajută în vreun fel. Deși, sincer să fiu, nu cred că mai poate face mare lucru de acum încolo. Oricum încep să se astupe crăpăturile din pământ și asta e un lucru bun. O mai ajută să mai tragă un pic, având în vedere că e floarea soarelui, fără picătură de îngrășăminte, fără, știți voi povestea, totuși trag un pic de speranțe la ea. Și în plus a fost singura de s-a menținut verde în tot câmpul. Așa că, sincer să fiu, ăsta e un bonus. Acum rămâne de văzut, oricum treieratul mai avem mult și bine până ajungem la recoltat aici, la cât e de verde. Eu asta venisem să văd, dacă avem vreo șansă să recoltăm în viitor apropiat, se pare că nu. La data asta așa arată porumbul. Și asta e o drug. Sunt destul de micuțe, ce pot să zic. V-am mai zis, eu mă aștept, sper undeva măcar în jur de 5 tone. Dacă reușesc să fac 5 tone, înseamnă că e bine, se merită investiția. Dacă nu reușesc să fac 5 tone, e destul de proastă afacere. Ce pot să spun? Da, anul ăsta a fost foarte, foarte urât la noi, din punctul ăsta de vedere. V-am mai zis eu, după o lună de zile, aproape 40 de zile, aproape 30 de zile cu temperaturi peste 40 de grade sau aproape de 40 de grade, a fost dezastruos pentru toate culturile de primăvară. Acum să sperăm că ne ajută guvernul cu ceva și primim ceva suplimente de calamități, că altfel nu văd cum putem să supraviețuim. Deja furnizorii au început să bată la ușă și așteaptă plățile, dar din ce Dumnezeu să le facem, la ce e pe cer? Toată lumea are contabilitate, toată lumea își face socoteala la cifre, numai noi fermierii, noi nu avem cum să facem socoteala la cifre, pentru că la noi cifrele sunt influențate cu, să zic așa, cu 80% de ce se întâmplă afară. Nu poți să-ți faci o socoteală, să spui, da bă, fac atâta producție la cutare, fac atâta producție la cutare, să ți-o garanteze cineva. Chestiile astea nouă n-are cine să ni le garanteze, dar în schimb ei vin să ceară că ai contract. Da, și eu am avut contract cu terenul, am avut contract cu Dumnezeu să îmi dea ploaie 300 de litri și din 300 am văzut 50. Voi mă executați pe mine, eu pe cine execut mai departe? Vedeți? Aici e problema și furnizorii niciodată nu o să înțeleagă treaba asta, pentru că nici pe ei nu înțeleg producătorii, nici pe producători nu înțeleg băncile și uite, așa e un ciclu care, cum să spun eu, se termină înainte să înceapă. Dacă noi n-avem de unde să plătim, deja e toată lumea în pagubă. Și asta e, sper ca furnizorii să înțeleagă anul ăsta situația asta. Dacă nu înțeleg, să fie sănătoși, e treaba foarte simplă. N-au ce să ne ia. Nu mai au ce să ne ia. Ne-au luat tot ce ne puteau lua. Da. Thank you.
aruncăm în livadă. Am venit să mai facem un inventar la pom, dar la noi să fie ce am pus în primăvară. I-am udat de câte două ori, după aia am început cu recoltatul, am uitat să-i mai uci. Mare parte din ei s-au uscat deja din nou. Am uitat că sunt multe grămadă, nu le mai fi pe toate. Suntem gata cu tot interiorul. Mai avem să-l curățăm. O să încerc eu să văd dacă... Bine, tot interiorul, mai puțin plafonul. Trebuie să vină de la retapițat. Am montat scaunele. Am montat pe aici aproape tot. Mai avem acolo un capac la pedalier, pe care l-am adus ăsta de aici, așa nume. Ia să vedem. Uite, aici sunt șuruburile pe care le-am făcut aseară. Așa. Și aici o să mai avem, trebuie să mai punem aici un capac cu lampa, dar nu știu unde Dumnezeu e. Așa, ce vreau să vă arăt. Am luat o trusă de detailing interior, cred că a fost 50 de lei sau ceva de genul, 70 de lei. Și e super, super șmecheră. Văd că avem niște pămătufuri aici, astea nu mă interesează pe mine neapărat, de uite. Sunt lipite unele de altele. Bureți pentru polish, lavete, prosoape de microfibră. Asta știți bine cu ce seamănă, dar nu-l folosim pentru așa ceva. Tot așa perii de curățat. Asta e mânușă, tot așa pentru detailing exterior. În schimb, ce mă interesează pe mine cel mai mult din setul ăsta, dăm toate padurile astea la o parte, asta să desfac și ăsta. Deci avem două prosoape de microfibră. Pămătuful ăsta tot așa pentru exterior. Ăsta e pentru toate chestiile astea. Și pe mine mă interesează cel mai tare asta. Deci vreau să vă spun că aia. Cu asta și mai am încă două în spate, plus pensulele astea. Astea sunt foarte șmechere tot așa pentru aerisitoare, pentru chestiile astea pe aici. Aici avem trei perii de sârmă, tot așa, din diferite materiale. Și hai să vă arăt acum ce știu să fac alt. Așa. Ia să dau eu scaunul un pic în față. Să fac mai mult loc acolo. Chiar eu l-am avut de mai multe ori pus în coș pe ăsta pe EMAG și sincer să fiu, l-am pus, l-am dat la o parte, zic ce pot să fac ăla la 70 de lei. Mi se pare că așa e, undeva la 70 de lei. Eu am un capăt de ăsta mic pus aici și am o spumă. E W5, o spumă de Lidl. Așa, și hai să vedem cum potrivesc eu camera. Și o să încercăm, aici văd pe, aici e vopsea asta, e mai greu de îndepărtat, dar eu zic că până la urmă îi scot și el ia față. Trebuie să încercăm, uite aici, să vedem ce e și dacă se ia. Așa, facem un pic de spumă. Așa, și să iau și o cârpă, roci drău de tot. Ca și culoarea asta trebuie să-l ții impecabil, că dacă nu arată în halul ăsta. Da. Deci, schimbăm, punem peria mare și o luăm iar de la cap. Dacă ai idee, luați-l că la cât de firă apare, chiar face treabă. Aici am prins pe băieții în plină lucrare. Și cum arată o lipitură, că nu cred că am mai filmat. Am filmat atât cât așa kilovați, numai kilo cât e mașina. 3,5 kilovați. Cu totul putere maximă, consumă plita undeva la 2, cred, și restul partea hidraulică de la ea. Nu pot decât să stau și să mă uit.
Să faci și câteva poze, că vreau să pun anunț pe OLX. Poate mai facem și noi cu ciubuc. Una mai aveți, nu, de lipit? Și după aia să vedem cât de lungă e încolo, cred că o să fie prea lungă în partea aia. Și mai avem încă două în capătul ălalt. Teoretic e că pe asta vorba lui Cătălin, putem să o lipim direct acolo. Avem de lipit acolo, de lipit. Mie mie să o lași, mie mie să... Așa, rupeți-vă mâinile, băi. Așa, după ce le strânge și le potrivește să vină cap în cap, ați văzut, a tăiat din ele din fiecare o bucată ca să le îndrepte. Și acum urmează să bage freza, care nu cred că o să intre acolo, sincer să fiu. A, mai tăiați direct acum din ea. Bagă freza și le face paralele una față de cealaltă, fețele. Aha. Și după aia o să băgăm plita, o să vedeți acum care e treaba și cu încălzitul și cu presiuni. Că multă lume crede că astea de HDPE să lipesc cu ceva, cu solvent. Nu, efectiv materialul încălzește și se lipește singur. Cum ziceau la brichete atunci când făceam brichete, că trebuie să fie un lipici de leține. Da, lipici. Este lipici, într-adevăr, e lipiciul de un material. Nu, așa din aia, că acolo și așa e cam mică. Devalt întotdeauna cu noi. Fără spule galbene nu putem să mai lucrăm. De aceea zic că viajăm în baterie, bă. E bine. Țevile astea nu sunt noi. Cred că se și vede că sunt refolosite. Așa că mai au mizerie pe ele. Spirit Mona. Mona e, Mona e. Mona e. Pe acum? Nu treia mărine mai întâi, adică nu, lasă că o ștergi acum frezat și da, mai șterge o dată. Da. Deci e treaba de calitate. Să-i băgăm niște vaselină la lanțul ăla. Că sigur are un lanț înăuntru acolo. La asta la... Da. Așa arată fețele. Să nu mai atingi suprafața după ce frezezi. De fii atent. Eu aș mai băga o dată freza, că jos mi se pare că nu e dreaptă. Ia de înapoi, că te-au ce să-mi bucă. Am la fix. Ia uite jos acolo pe colț, vezi? Cred că ar mai trebui lua nițel din ea acolo. Am mai avut un pic, da. Da, da, mai bagă o dată freză.
mai luăm un milimetru, doi. E din tăietură de la... Da, din tăietură de la ăla. Da, da. Păi trebuia un pic, dar zis să rămâi gata. Da. Nu am nimic. Cu toate diametrele, grosimea materialului și, de exemplu, graficul ăsta aici spune că să schimbi cât să ții presiune, T1, T2 până la T5. Sunt timpii și presiunile pentru fiecare țeavă în parte, de diferite grosimi. Și acum încep să facă o buză aici. Ceea ce înseamnă că topește materialul și mai trebuie lăsată, de obicei o să înceapă să scadă presiunea acolo, nu? Da. Trebuie să scadă presiunea și atunci materialul suficient de topit cât să poți să le apropii unul de altul. La săpugare mai scade mai repede, scade până la 0 aproape, la asta și la astea fie mai groase, da. N-are timp să topează efectiv. Ideea e că lipitura, cum să spun, există un compromis și la lipitură. Dacă încălzești prea tare și face buza prea mare, într-adevăr se lipește foarte bine, dar nu mai dezlipești cu orice. Dar buza aia pe interior din 10 în 10 metri îți aduce pierderi. Deci trebuie să faci buza suficient de mică încât să țină ca să n-ai pierderi pe coloană. Acolo e secretul, dar se învață. Lucrând mereu cu ele, bine, ni s-a dezlipit și nouă câteva până la urmă, până am învățat meseria. Și acum e gata. Acum aici încă e material topit ăsta, poate să îți lipească mâinile și acum trebuie lăsat să stea așa. Și asta a fost toată șmecherie. Și așa că aveți grijă când vă cer băieții ăștia prețuri de alea astronomice la lipitură, să știți că nu e mare inginerie. Și să nu vă aruncați. Așa, bun, uite așa arată. Între ticheile. Partea asta înainte să ne apucăm de luată decât un pic. Și pe partea asta alaltă e făcut. N-am mai apucat aseară să vă mai arăt, dar vă povestesc eu pe timelapse-ul ăla că am dat jos garniturile și le-am găsit într-adevăr un pic arse spre evacuare, unde s-ar de obicei. Și ce am mai văzut eu și nu prea mi-a plăcut, dar ideea e că n-a gața la mână absolut deloc. Ia de și mie lanterna aia de acolo. Avem un pic de șanțuri unde s-a oprit atunci când s-a calat. Deci, de dacă vă uitați în el, a făcut aici un pic de șanțuri. Cred că se văd. Dar ideea e că sunt atât de mărunte încât nu s-agață la mână. Și m-am uitat și eu în manualele de le mai aveam și dacă n-agață la mână, dacă nu se simte la mână, e ok să-l asambleze înapoi. Dacă nu, schimbam blocul cu totul, dar merge. Atâta timp când n-agață, îl putem asambla fără probleme.